că la creșterea muierilor. Ce lucrează apa și... Da, da. Foarte luminat. Vreo câteva sute de metri. Jos între chei. O să-l și traversați la ieșire din pește, nu să-l vedeți mai bine. Are o lungime totală de 8 km, se vizitează 840 de metri, este dispusă pe 4 niveluri, ne aflăm pe cel superior. Sub noi mai sunt încă 3, dar sunt greu accesibile și rezervații speologice. Temperatura în peșteră 10 grade, temperatură constantă, indiferent de anumit. Ca și formațiuni karstice, avem stalactitele, cele care cresc de jos în sus. Stalactitele de sus în jos, iar când se unesc, formează o coloană. Am avut pe traseu orga, se aseamănă cu instrumentul muzical folosit mai mult în bisericile catolice, stânga și dreapta ei, pline cu apă, ați văzut bazinele mici, următoarea coloană a fost domnul mic. Toate denumirile au fost date încă din 1870 de către primii cercetători. De asemenea, tot ce ați văzut cu alb, se vede foarte bine și aici la domn, se aseamănă cu gheața sau cu sarea, nu este altceva decât carbonat de calciu. După măsurătorile făcute de specialiști, o picătură de apă compune în 10 ani doar 3 mm de carbonat de calciu. Deci dacă luăm în calcul și diametrul, o stalactită cu înălțimea de 1 metru are aproximativ 10.000 de ani. O să continuăm acum până la scheletul de urs și acolo vă explic din nou. Da. Cum, cât crește ea, Laura? Yes.
Da, încă un liliac aici. Uite aici deasupra noastră. Da, uite cât sunt. Ia uite. O ține de lilieci. Lilieci. Ursul de peșteră. Erau cu circa 25% mai mari decât urșii din perioada de astăzi. Au fost găsite în peșteră 183 de schelete numai de urși. Un schelet de hienă de peșteră, leu de peșteră și cea mai importantă descoperire, în 1952, un craniu de femeie preistorică și are de câteva oase, care în urma testului efectuat cu izotopul de carbon au ajuns la concluzia că datează de 35.000 de ani. În momentul descoperirii erau cele mai vechi fosile umane găsite vreodată în Europa. Denumirea de peștera Mierilor nu provine de la această descoperire. O să vedeți undeva aproape de ieșire sala Bolților. În timpul năvălirilor barbare, atacurilor otomane, când bărbații plecau la război, în special femeile, bătrânii și copiii se ascundeau acolo. Tot acolo au fost găsite cele mai multe vetre de foc și unelte preistorice. Peștera a fost cunoscută din cele mai vechi timpuri, redată traseului turistic. A fost în 1934 prima peșteră electrificată din țară, în 1963. O să continuăm acum până în sala Turcului și acolo vă explic din nou. Turcului. Da. Cascada împietrită, nu vezi cum îi zice?
Ce forme au! Ce ciudățeni! Avem trei specii diferite de ordinul miilor din cauza zgomotului. Ei se retrag în celelalte galerii. Ies afară din peșteră doar noaptea să se hrănească. Sunt insectivori. Unul singur poate să mănânce într-o noapte până la 1000 de insecte. Iar sala turcului, denumirea procede la această stalactită, turcul, care se aseamănă cu un vechi soldat otoman. Mai exact, un ienicer. Pe perete, în spatele dumneavoastră, domnul mare, pe tavan, candelabele. Iar dacă doriți să-l revedeți pe Moș Crăciun și Caduna, în interior sunt tămâițe indicatoare pe fiecare din personaje, dar asemănarea se vede cel mai bine dacă le priviți de lângă tot. Da, ceva de gen. Hai că eu după ce mă vom mișca să vă. Galerii? Up. Cred că ieșim în tuneric. Aici. Sala cu coanu. Cred că se iese acum. Da. Și uite ce galerii. Ieșim. Da. Nu ți-a plăcut?
pe film. A, ești pe film? Da, eu... În gaură. Da, ieșim. Ieșire. Poză? Sau mai stăm de la noi? Nu știu. Facem o poză aici, la intrare? N-au trecut.